Puțin cam indecis aici Nistor, a pierdut însă recuperare foarte bună din nou a Clujenilor, pasa pentru Blănuță, ce intervenție a lui Popescu, vine însă Tiam, gol! Cluj! Tiam înscrie pentru 2-0 și de data asta este fără reacție Dorinel Munteanu, dacă a fost foarte furios la acel penalti, acum nu mai are ce spune. Tiam vine ca un tank din spate după ce Blănuță este blocat de Popescu. Revedem faza foarte bună, recuperarea în preajma careului de 16 metri al oțelului și apoi Tiam care îl dărâmă acolo pe Jivulici. Zici tu că... E un duel fizic. Asta spun, că nu cred că se poate discuta de un fault în atac, no, sau no. Poate. Hai să mai vedem și reluarea asta. Nu, no, e un duel mie fizic. Nu mi se pare. Ia să vedem ce gândește din nou Sorin Costreie. Lânță nu trage chiar foarte bine și Popescu intervine excelent. Nu, acolo la această fază Jivulici n-a sărit la minge. El a încercat să țină, să protejeze. Deci... Și eu spun la fel. Trebuia să sară. Spun arbitri. Și eu spun la fel. Și da, el a vrut să-l incomodeze pe Tiam. Da. N-a căutat să joace mingea. Este gol valabil și mai avem încă 20 de minute din această partidă. Recuperarea lui Chipciu, tot de la o recuperare de-a sa a venit și acest gol al doilea al clujenilor.